unul din vise era să ajungem și pe partea Mediteranei de vis-a-vis de Italia. Deci am fost... Deci el a făcut Politehnica, eu am făcut filologia, dar cred că mai importante decât facultățile noastre în cultura noastră a fost felul în care ne-am apropiat de cultura antică prin călătorii, prin studiu țărilor pe care voiam să le vedem și prin siturile arheologice prin care am umblat. Și, ei bine, voiam să ajungem și în țara lui Hannibal, ca să zic așa, să vedem și ruinele din Tunis. Mă rog, și nu s-a întâmplat. A rămas și pentru mine. Nici eu n-am ajuns încă. Și pentru că, în general, pentru mine și pentru el, dar pentru mine în mai mare măsură, călătorile s-au împărțit în două: cele dinainte în care noi priveam lumea și cele de după Revoluție și cât tot mai încoace, în care lumea mă privește pe mine și în care n-am timp să mai văd nimic.